Am revenit, aș vrea să vă pun un material să-l urmărim. Este vorba de un personaj pe care toată lumea ba îl hulește, ba îl admiră. Haideți să vedem materialul și vă spun după aceea despre cine este vorba. Doamna judecător! Excroaca justiției! Hoațo! Șpăgaro! Ai distrus justiția, mă, excroaco! Scoateți excroaca, scoateți scursura justiției! Ia uitați! Hai, șpăgaro, hai! Hai, șpăgaro! Justiția, fiha naibii de judecătoare, excroacă, hoațo! Ai furat, ai cerut șpagă, drogato! Judecătoarea din Suceava, Ana Maria Chirilă, suspectată că îi ajuta pe traficanții de droguri din zona, a fost adusă pentru audieri la București, reținută și la câteva ore distanță a primit mandat de 30 de zile de arest preventiv. Între timp, anchetatorii au făcut perchiziții la casa și la biroul magistratei. Ana Maria Chirilă a primit mandatul de arestare preventivă de 30 de zile, la fel ca cel de-al doilea inculpat, Mihai Bânzari. Hai, doamna judecător, nu-ți mai fie rușine, doamna judecător, dacă când ai luat șpagă, ce mașină ieftină mergi, tu care erai obișnuită cu mașini scumpe, doamna judecător. Potrivit procurorilor, judecătoarea și-ar fi pus în pericol cei trei copii minori pentru că își aducea acasă prietenii și consumau droguri împreună. De altfel, nu este clar cine îi va întreține pe copii cât timp judecătoarea e închisă pentru că sursele devenite ale soțului său sunt incerte. Conform declarației de avere, Ana Maria Chirilă deținea în 2020 în autoturism BMW două apartamente și două case. În 2021, din declarația de avere dispăruse BMW-ul, apăruse un Volvo și vânduse unul dintre apartamente. În 2023, judecătoarea mai trece în declarația de avere doar casa din Sibiu și niciun detaliu despre veniturile soțului. Judecătoarea este investigată pentru că i-ar fi ajutat pe presupușii traficanți de droguri. Magistratul i-ar fi informat după ce emitea mandatele de perchiziție, iar când anchetatorii antidrog mergeau în perchiziții, nu găseau mare lucru, întrucât suspecții erau deja puși în gardă. De asemenea, din cercetări a reieșit că în mod repetat judecătoarea a primit bani, bijuterii, vacanțe sau produse alimentare din partea mai multor persoane pentru a le asigura acestora decizii favorabile în instanță. Cel de-al doilea inculpat, Mihai Bânzari, care a fost și el arestat preventiv, este acuzat de dare de mită pentru obținerea unor hotărâri favorabile în dosare în care era trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și lipsire de libertate. Un ziarist atipic, un protestatar pe care îl vedeți tot timpul în stradă, un român care este dispus să iasă oricând în stradă și să protesteze, este fanul celeilalte emisiuni ale mea. Nu l-am văzut niciodată, este pentru prima dată când vorbesc cu el. Marian Ceaușescu. Bună seara, da. Părul din cauza la celebra șapcă. Atunci stau așa, ca cine să se mai vadă. Eu sunt un cetățean care am crescut la casa de copii, am dormit și pe stradă și ceea ce fac, o fac din anul 89, singura diferență că de câțiva ani, de când a apărut această tehnologie, pot să vadă și celorlalți. Spuneți-mi puțin, de unde aflați de toate aceste reții, de unde de toate aceste arestări? Da. De multe ori sunteți înaintea noastră, a presei. Da, pentru că eu în fiecare seară stau pe calculator, justiție, și caut toate instanțele. Uitați o dovadă, astăzi am terminat pentru săptămâna viitoare toate instanțele. Dacă adică te uiți pe portal? Da. Uitați, am aici toate instanțele de pe 16 până pe 20, dacă se vede. 16, arătați. 17, 18, uitați, vezi? Scot toate instanțele pentru toată săptămâna și din toată țara. Astea sunt date publice, pentru că le găsim pe portal. Da, da. Da, de la aici, parchet. Dar de la a venit această idee de a vă duce de fiecare dată, de a striga de fiecare dată la oameni? De în urmă cu câțiva ani, când am observat că presa, care ar fi trebuit presa să facă asta,
Nu eu. Pentru că în urmă cu ani, presa se ducea la fiecare proces, la fiecare termen urmărea. Dar acum, din cauza că dacă nu există rating, nu-i mai interesează. Știți, și știți, am asistat la anumite discuții între inculpații politicieni cu unele persoane din presă, când le spunea, nu mai mădal, lasă, astăzi gata, hai, pa. Și eu unul am spus așa, bă, dacă în 89 am ieșit în stradă, am fost bătut, hăituit, împușcat, în 90 arestat, bătut, am stat închis 4 luni jumate, un an nu puteam să vorbesc, acum am început să vorbesc mult mai bine decât înainte, când mă bâlbâiam foarte rău, dar acum au zis într-o glumă, când eu țip, nu mă bâlbâi. Deloc, am sesizat. Deci ar trebui ca să țip într-una. De ce Marian Ceaușescu? Pentru că Ceaușescu mi se spunea și înainte de... De ce? 89... Că la bairamurile cum era, bine, spune, da, Mariana, limitam pe Ceaușescu, bine. Dacă îți fac o probă. Eu am auzit pe Marian în Piața Universității, limita... Da.